și domnilor, bună ziua! Sunt gazda dumneavoastră, Alina Stancu, și vă invit să participați și astăzi la emisiunea Ne Privește. Și pentru că în fiecare zi de vineri ne propunem să răspundem întrebărilor și problemelor dumneavoastră, vă mai spun și că ne puteți suna în direct, ca de obicei, la numerele de telefon 5991617 și 5991619. Asta, bineînțeles, dacă aveți nelămuriri și vreți să adresați întrebări invitaților din studioul de pe Calea Victoriei. Deoarece Ne Privește, astăzi am ales să discutăm despre o procedură medicală, din păcate, tot mai des utilizată atunci când cuplurile nu pot avea copii. Este vorba despre fertilizarea in vitro și legea care ar trebui să reglementeze acest aspect spinos. Mii de români care nu pot avea copii pe cale naturală cheltuiesc sume uriașe pe tratamente care în alte țări sunt gratuite și se luptă cu indiferența autorităților. Toate astea într-o Românie în care infertilitatea rămâne un subiect tabu, un soi de boală rușinoasă, un handicap care nu se vede, o etichetă care te aruncă fără vină la marginea societății, spunea de curând un jurnalist. Departe de privirile parcă acuzatoare ale oamenilor normali care nu reușesc să înțeleagă sacrificiul pe care ești dispus să-l faci ca să poți da viață. Până când în România infertilitatea va fi trecută pe lista bolilor cu tratament compensat, mii de femei suferă în tăcere, așteptând ca medicii și tehnologia de ultimă generație să facă minuni acolo unde natura le-a jucat feste. Vorbim despre aceste subiecte cu invitații mei de astăzi. Doamna Sulfina Barbu, deputat PDL, și domnul dr. Dan Tutunaru, medic primar de obstetrică ginecologie. Bine ați venit în studioul emisiunii Ne Privește. 5991617, 5991619 sunt cele două numere de telefon care au fost deja afișate pe micile dumneavoastră ecrane și care vă stau la dispoziție începând din această clipă pentru a intra în legătură directă cu invitații mei și pentru a le pune întrebări sau, de ce nu, a le adresa nemulțumirile dumneavoastră pe marginea subiectelor pe care le abordăm. Pornesc discuția de astăzi de la o idee pe care sunt sigură că o împărtășesc toți cei care s-au lovit cumva de boala numită infertilitate. În condițiile unei demografii în scădere dramatică, zic eu, la nivel mondial, problema infertilității ar trebui să devină una de sănătate publică. Cel puțin are toate ingredientele ca să devină așa. Și am să vă întreb pentru început, domnule doctor, câte fertilizări pe an se fac în România? Cineva, și aici mă refer la o instituție a statului, autorizată, a avut măcar curiozitatea să facă o statistică la nivel național vis-a-vis de această problemă? Sincer, nu știu. E o întrebare la care nu vă pot răspunde. Probabil. Răspunsul este nu și e un răspuns din punctul meu de vedere și a celor care ne scriu și care se izbesc de problema infertilității, gravă. Din câte știu, la stat nu se face decât la Spitalul Giulești și cred că undeva la Timișoara. Vorbiți de procedură, da. Dar altfel în București, cel puțin la nivelul capitalei, sunt minim 7 clinici private care se ocupă de această procedură. Deci, așa cum spuneam și în introducerea emisiunii, este un procedeu la care se apelează, din păcate, în privat și din ce în ce mai des. Și spunem, din păcate, în privat, pentru că prețurile sunt foarte mari. Corespunzătoare. Da. Adică prohibitive, doamna Sulfina Barbu, pentru cei care își doresc, pentru majoritatea celor care își doresc să aibă copii și care, din păcate, nu pot procrea pe altă cale. Da, este foarte adevărat și aici aș pleca de la atitudine. Planificarea familială în România este încă un subiect sensibil și probabil că acest lucru vine din caotarea perioadei comuniste în care viața intimă a cuplului a fost invadată de prea multe ori și lipsa noastră de dialog și de recunoaștere a acestui subiect extrem de important. Cine ar trebui să recunoască acest subiect? Doctorii? Pacienții? Nu. Eu, ca și politician, pentru că am fost abordată în perioada de campanii electorale din această toamnă, dinainte de alegerile generale, m-am întâlnit cu reprezentanții asociației deja constituite în acest sens, am constatat că au perfectă dreptate. Au probleme care sunt lăsați să și le rezolve singuri, fără să fie interesat statul absolut deloc. Toată lumea spune că demografia, într-adevăr, este o problemă la nivel mondial, este o problemă pentru România, dar cu consecințe foarte grave din punct de vedere social, economic. Însă. Dar ce măsuri luăm ca acest lucru să nu se întâmple, constatăm că nu prea sunt luate măsuri. Deci, planificarea familială și sprijinul familiilor pentru a avea copii și a-i putea întreține trebuie să fie o parte importantă a politicilor naționale. Ultima, în acest sens, vă rog, există o inițiativă legislativă, pe care am inițiat-o, se referă tocmai la a recunoaște că
aceste cupluri tinere care vor să aibă copii, care își doresc să aibă copii, trebuie să fie sprijiniți de stat. Și, sigur, inițiativa legislativă trebuie făcută de specialiști, ca domnul doctor aici prezent, specialiști în toate domeniile, dar eu, ca și politician, mi-am asumat să fac acest grup de lucru, el s-a constituit, se lucrează și să promovez această inițiativă Slavă legislativă. Slavă Domnului, sunt mulți colegi de-ai dumneavoastră care și-au arătat interesul sigur vis-a-vis de acest subiect. Da, important este că trebuie să și lucrăm. Legea însă trebuie scrisă de către exact specialiști, nu de către parlamentari, domnule doctor. Și mă întreb dacă vă veți implica cât se poate de serios în această inițiativă legislativă, că fără specialiști nu facem nimic. Și oricum, la noi ca la nimeni. Îmi spuneați puțin mai devreme că nu știți de existența unei statistici în România câte cupluri practic au nevoie de fertilizare in vitro. Ne apucăm nu să facem eu o lege fără e să știm dacă e într-adevăr... Să știe lucrul ăsta, eu nu știu. Deci, într-adevăr, interesul față de această problemă, nu știu dacă e chiar o bolă, dar este chiar o problemă și foarte serioasă, este aproape de zero. Și partea proastă, cum spunea și doamna ministru, este faptul că aceste cupluri infertile, în momentul în care nu reușesc să-și rezolve problema, influențează foarte mult și din punct de vedere economic și social statul. Deci un cuplu care nu poate să-și vadă acest vis împlinit, nu mai are randament nici la servicii, depresia poate să conducă la, eu știu, deteriorarea relațiilor din cuplu cu creșterea ratei de divorț și sunt o grămadă de implicații care probabil să vor vedea în parcursul anilor, cum spunea și doamna ministru, chiar la pensie. Deci trebuie să vină generații care să lucreze și să susțină statul, economia și... Din păcate, statisticile nu ne ajută. Eu nu sunt un fan partea al statisticilor, este dar că în ultimii ani, tristă. Eu sunt relativ nou în domeniul ăsta al infertilității, dar în ultimii ani, cel puțin în ultimii 6 ani, am văzut o creștere înfiorătoare a problemelor de genul ăsta. Nu numai din partea femeii, ci și din partea bărbatului. Este foarte bine că ați atins acest punct, pentru că o statistică recentă a Organizației Mondiale a Sănătății, făcută de curând și având ca subiect România,